Prima echipă a Clubului Sportiv al Armatei Steaua a cucerit medalia de aur la Campionatul Național de Spadă Senioare, iar CSEA Steaua 2 s-a clasat pe poziția a treia. În meciul decisiv pentru locul întâi, formația pregătită de Cornel Milan a depășit pe CSEA Dinamo 1 cu scorul de 45-42. Echipa campioană a Stelei a fost formată din Alexandra Predescu, Maria Udrea, Greta Vereș și Denisa Barosan. Anul acesta a fost unul bun. Ne bucurăm că am reușit să ne menținem titlul de anul trecut și sperăm să facem cât mai bine la competițiile viitoare, pentru că acum vin cele importante, mai exact campionatul european și cel mondial. Noi ne propunem multe, nu știu ce vom realiza, sperăm ca la ambele competiții, sau cel puțin la una, și de preferat ar fi, dacă ar fi să alegem unde la campionatul mondial, să fim în primele patru, chiar fără medale. Dacă vom fi chiar pe locul patru, vom avea șanse destul de mari să calificăm echipa pentru Jocurile Olimpice. Luni, sala de scrimă Ana Pascu din București a găzduit și întrecerea individuală a Campionatului Național de Spadă Senior Feminin, unde Maria Udrea a cucerit medalia de bronz după ce a cedat în semifinale în fața Biancăi Bena de la CSM Oradea cu scorul de 11-15. Mi-am dorit foarte mult să prind un podium, pentru că știu la ce nivel sunt cu pregătirea în momentul de față. Nu m-am gândit că trebuie să am un anume obiectiv, m-am pus pe planșă și trebuia să câștig fiecare pas alt în parte.